Dragii mei, suntem în partea de jos a catedralei unde este Sfântul Nicolae și tocmai am vorbit cu, nu eu, fetele care au venit, au vorbit cu un preot de aici și au spus că 75% din corpul Sfântului Nicolae este aici în această catedrală, în această biserică. Până ne mai adunăm puțin. Aici este altă icoană a Sfântului Nicolae. Astăzi este ziua orașului Bari. Și cum Sfântul Nicolae este protectorul. Aici sunt româncuțele noastre care au venit special ca să-l onoreze pe Sfântul Nicolae. Și acum ne punem să citim Acatistul Sfântului Nicolae. Dar înainte de asta, vă rog mult de tot, recuperați-vă sufletul, recuperați-vă parte din structuri sau structurile nemuritoare care le aveți pe aici. Pur și simplu faceți cruci cu intenția să vă aduceți înapoi sufletul, să vă aduceți înapoi daruri, haruri ce ați avut aici. Dacă ați avut, dacă nu, asta este. Dacă nu ați fost pe aici prin alte vieți, reichiștii pur și simplu deschideți dimensiunile și trimiteți lumină să vină spre voi sufletul pierdut, lăsat, abandonat. Daruri. Mulțumim cu recunoștință Sfântului Nicolae. Și haideți să-i citim Sfântul Acatist. Ținem asta, mersi mult. Așa, perfect. Mulțumesc mult. Eu o să citesc și fetele mă însoțesc. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh primordial, amin. Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului care pretutindeni și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vinuște, sălășește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte Fată moarte, miliește pe noi, Sfinte tare, Sfinte Fată moarte, miliește pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte Fată moarte, miliește pe noi. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor, amin. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta pe pământ, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi. Și ne iertă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne începe nimeni în ispită, ci ne izbăvește de Tău, care este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh primordial, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Ficioară, ca să nu pierim ceea ce nădăjduim într-o tine, ci să ne mântim prin tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Dumnezeu Dumnezeilor, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor, mărire Ție, Doamne, mărire Ție! Acatistul Sfântului Ierarh Nicolae, Cel ce vești mie de mult preț la toată lumea și nouă copiilor Tăi, dăruiește-ne ca să-ți aducem cântare. Părinte Nicolae, Tu ca Cel ce ai îndrăznire către Dumnezeu, slobozește-ne din toate necazurile ca să cântăm Ție, bucură-te, Sfinte Nicolae, mare făcător de minuni. Arătată-te în vis Împăratului Celui Cestitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-a îngrozit pe el și de grabă ascultând de porunca Ta, Nicolae, poruncit ca să-i libereze pe dânsii. Pentru aceea ai fost cuprinși de bucurie, iar cu dânsii greție, Sfinte Nicolae. Bucur-te capul cel sfințit, bucur-te cel ce-ai sfârmat capul cel diavolesc prin rugăciunile tale, bucur-te slujitorile împăratului tuturor, bucur-te apărătorul celor credincioși, bucur-te tăria între ortodoxiei, bucur-te pierzătorul celor fără de lege, bucur-te cel ce ești însuflat cu suflarea Duhului Sfânt, bucur-te cel ce-ai pierdut viforul mulțimii zeilor, bucur-te cel ce ești împreună vorbitor cu îngerii, bucur-te izgonitorul demonilor, bucur-te glasul dumnezeștilor cuvinte. Bucur-te cel ce i-a stupat gurile ereticilor, bucur-te Sfinte Ierarh Nicolae, mare făcător de minuni. Pe pământ al doilea, înainte mergător, te-ai arătat Nicolae spre mustrarea fără de legilor, că acesta ai mustrat pe Ierul, săvârșitorul fără de legii,
Iar tu ai rușinat pe Arie, cel orbit cu Eresul, și toată mea ai voit să o curăți de învățăturile lui cele nedrepte, și turma ta o lumina ca un părinte și învățător, de aceea cântăm lui Dumnezeu, aleluia. Vrând divineața Avlavie, după porunca împăratului să scoată pe cei legați din temniță spre tăiere cu minunile tale, mai înainte ai apucat prin vis și îngrozindu pe el, ai zis, nimic să nu faceți urfaților acest rac, nici nu v-ați spre tăiere. Pentru aceea și noi creăm ție, Nicolae Mărite, bucur-te mare făcătorile de minuni, bucur-te grabnic ajutătorile, bucur-te cal folositorule, bucur-te creatorul acelor necăjiți, bucur-te limanul cel lin acelor înviforați, bucur-te mângâierea celor care plâng, bucur-te hrănitorul celor flămânzi, bucur-te povățuitorul către celor orbi, bucur-te bogăția săracilor, bucur-te toiagul cel tare al bătrâneților, bucur-te cununa bisericii, bucur-te părintele săracilor și bun dăruitorule, bucur-te sfintele Arhanghel Nicolae, mare făcător de minuni. Am auzit, Nicolae, de minunile tale și m-a bucurat, iar tu prin rugăciune tale cele treze, luminează mintea ca să cânt lui Dumnezeu din prună cu tine, aleluia. Arhanghelii cu îngerii se minunează, părinte, de grăbnița ta cea tare către Dumnezeu, apostolii și prorocii se roagă cu tine, oamenii cei drept credincioși spre tine au nădejde. Pentru aceasta și eu grăiesc ție, Sfinte Nicolae. Bucur-te cel ce ești împreună cu ituri cu îngeri, bucur-te cel ce aduce întristarea diavolilor, bucur-te cel ce e slujitor, asemenea lui Grigorie, teologul în preoție, bucur-te cu ea în gură de aur din preună vorbitorile, bucur-te prietenul mare lui Vasile, bucur-te că din preună cu dâns și tai resurile, bucur-te cel ce porți o credință cu dâns și bucur-te că faci minuni spre împăcare, bucur-te că tu curăți lumea de mulțimea zeilor, bucur-te ceea ce ai vorbit mai dinainte despre cinstirea născătoare de Dumnezeu în biserică. Bucur-te că rușinând pe Arie, înșelătorul la subor l-ai învins. Bucur-te că pe fecioarele acelea le-ai oprit de la împreunarea cea desfrânată. Bucur-te, Sfinte Arhanghel Nicolae, mare făcător de minuni. O mare făcătorule de minuni, Nicolae, deși pe fecioarele acelea voia tatăl lor să le dea din princirea sărăciei la desfrânare, tu, părinte, mai înainte apucând, aur din destulul tatălui lor ai dat, pentru aceea, nepricepând ei de unde se făcea aceasta, minunându se-au cântat lui Dumnezeu cântarea aleluia. Ca să arăți a ta milostivire către cei săraci, prea fericite bătrânii noaptea într-o ascuns, trei legături de galbene ai dat, izbăvindu-l pe el și pe fetele lui de căderea în păcat, pentru aceea auzi de la toți, bucur-te visteria milei lui Dumnezeu, bucur-te primirea mai înaintea cunoștinței lui, bucur-te dădătorile a bunătăților lui Dumnezeu, bucur-te hrană și bucuria celor care aleargă către tine, bucur-te pâine pentru hrană neîmpuținată celor lipsiți, bucur-te bogăția de Dumnezeu dăruită celor care vețuiesc în lipsă pe pământ, bucur-te ridicarea grabnică a săracilor, bucur-te limpede cugetarea celor necăjiți, bucur-te că ești blând ascultător celor neputincioși, bucur-te dulceața toată lumea, bucur-te mirele celor trei fete, bucur-te, izbăvitorul necazurilor mele, prin rugăciunile tale, bucur-te, Sfinte Arhanghel Nicolae, mare făcător de minuni. Către biserica ta, mergând oarecând Vasile, sârguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agareni și l-au dat pe el ostașii lui Amira, stăpânului lor, spre slujbă, iar părinții lui, deși erau întristați, n-au încetat însă îndrepta către tine rugăciuni și trecând spre ziua praznicului tău, spre seară, l-ai pus înaintea lor și văzând ei această minune cu tine, cântare de bucurie, cântau lui Dumnezeu, aleluia. Mergând fiul lui Agricola să dea un pahar lui Amira, a stat înaintea lui, iar tu, părinte, rugând pe fiul lui, i-ai izbăvit pe el din mâinile lui Amira în acel ceas, pentru aceea cu dâns și grenție, Nicolae, ca unui bun păstor. Bucur-te, ierarhul Domnului, bucur-te, luminată propovăduirea creștinătății, bucur-te, cel ce porți nume de biruință mare, bucur-te, stârpirea patimilor celor neruditoare, bucur-te, aducerea de roada pomilor celor duhovnicești, bucur-te, îndreptătorul drept credincioșilor, bucur-te, prădarea păgânătății, bucur-te, doctorul cel fel de plată, bucur-te, că în dar luând, în dar împarți tămăduiri, bucur-te, acelor neputincioși, bun păstor, bucur-te cel ce izbănești dintre noi pe slujitorii cei diavolești, bucur-te de sfătarea toată lumea, bucur-te Sfinte Arhanghel Nicolae, mare făcător de minuni. Minunată s-a arătat nașterea ta, Doamne, Nicolae, credincios fiind tu pe pământ din vremea nașterii tale, ai sub numai din pământul, numai din sânul drept și de la sânul Maicii tale te-ai cunoscut făcător de minuni, de aceea și acum cu tine cântăm lui Dumnezeu, aleluia. De împrejurările diavolești izbăvește pe oameni, părinte, cu rugăciunile tale, cer care cu râurile sudorilor tale ai stins mulțimea zeilor celor păgâni, de aceea și acum dăruiește vindecări neputințelor noastre, ierarhe, ca să te lăudăm pe tine zicând,
Bucură-te, Nicolae, bucură-te, făcătorile de minuni, bucură-te, ierarhe, bucură-te, prea cuvioase, bucură-te, prea fericite. Bucură-te, cel ce ești cu nume mare, bucură-te, prea mărite, bucură-te, hrănitorul postitorilor, bucură-te, învățătorul înfrânării, bucură-te, îndreptarea celor rătăciți, bucură-te că altceva nu știm fără să grăim, mă bucură-te, bucură-te că prin tine ne destulăm de lumină, bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni. Ne rugăm Sfântului Nicolae și mulțumim și spunem că iubim și mulțumim că suntem aici și mulțumim. Mulțumim cu recunoștință și continuăm. Având vicleană de cunoștință, Arie a început a învăța iresurile cele fără de Dumnezeu și a intrat în turma ta ca un lup, vrând ca o fiară să o apuce, dar tu prea lăudate, de grabă alergând către te stăpânul cu rugăciunile tale, ai zgonit toată nebunia lui și ca pe o fiară cumplită l-ai surpat. Pentru aceea cu tine, Nicolae, cântăm lui Dumnezeu celui ce ți-a dat această putere. Aleluia! Mai înainte, potrivindu-te eresului lui Arie, cel de trei ori blestemat, ai rușinat a lui fără de Dumnezeu învățătură, ca pe al doilea Iuda, surpându-l l-ai lăsat, pentru aceea și noi grăim ție neîncetat. Bucur-te înainte stătătorului pe scaunul mirelor, bucur-te mare era Halichiei, bucur-te calele rătăcite a celor ce înoată pe mare, bucur-te timpan care dai sunet de dumnezească glăsuire, bucur-te, chimval bine răsunător, bucur-te, trâmbița Sfintei Treimi, bucur-te că ai stricat trâmbița iresului lui Arie, bucur-te, zicea ție Constantin, bucur-te, a grăit ție Avlavie, bucur-te, a dus ție tatăl cu fetele, bucur-te, au grăit Agricola cu Vasile, bucur-te că prin tine, de mânia potopului, izbăvindu-ne pace cu Dumnezeu aflăm, bucur-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni. Minune dumnezeiască, te-ai arătat fericite celor ce alergau la biserica ta, Dumnezeu purtătorile, de multe feluri și de necazuri și nevăliri, izbăvindu-i, Părinte, pe cei ce după Dumnezeu spre tine cu credință și-au pus nădejdea cântând Aliluia. Ca acela ce ai îndrăznire către Hristos Nicolae, turma, fiindcă turma lui o păzești de lupii cei văzuți și nevăzuți, iar la cei care scapă sub acoperământul tău să nu te întorci și nouă celor care suntem învăluiți de gânduri și de lucruri viclene, întinde-ne mână de ajutor, Părinte, ca să te lăudăm pe tine zicând, bucur-te, Nicolae, prea lăudate, bucur-te, întărirea mirelor, bucur-te, podoaba lichiei, bucur-te, cârmuitorul cel bun, bucur-te că din prună cu ungerii salți, bucur-te căci cu arhanghelii te veselești, bucur-te că fără de materie cu heruvinii slujești făcătorului, bucur-te că pe Arie diavolul cel întrupat l-ai surpat, bucur-te cel ce dorești bun miros, bucur-te cel ce respingi mirosul cel rău, bucur-te albeală ce speli păcatele, bucur-te roșeală ce acoperi păcatele. Bucur-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni. Nu pricepem de unde vom începe să aduce laudă, care cântare îți vom cânta sau cu ce cununte cu cununa, că de ne vom aduce aminte de voivoz, ne minunăm, de Vasile ne mirăm, de fecioarele acelea nu ne pricepem ce să crăim, de toți, doar ne minunăm și din prună cu tine cântăm lui Dumnezeu, cele ce ți-a dat ție, cele prea mărite, laudă îi trimitem cântând cântarea Aleluia. Văzând stăpână toate neamul omenesc pierzându-se cu iresul nebuniei lui Arie, pe tine te-a dat mustrător nebuniei lui, dar tu, Doamne, de la masa învățăturii dumnezeiești ca pe un râd l-ai lepădat, iar pe noi miluiește-ne ca să cântăm ție. Bucur-te, Nicolae, Israelul cel nou, bucur-te, sabia scuțită care taine dumnezeirea, bucur-te, întărirea credincioșilor, bucur-te, mărurea cerul fără de lege, bucur-te, cel ce ai luat Duhul Sfânt ca un porumbel. Bucură-te cel care neci duhurile cele viclene în marea cea de foc, bucură-te porumbelul Domnului, bucură-te curză pierzătoare asupra celui viclean, bucură-te cel ce dăruiești celor legați slobozire, bucură-te că ai legat resturile cele fără de Dumnezeu, bucură-te Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni. Acum ai pe Vasile acela grăi, acum
am pe Vasile acela grăind și înaintea tuturor spunând minunilor tale pe care le-ai făcut cu dânsul părinte și minunându-ne am prea mărit puterea cea dată ție de Dumnezeu, ca tu ca un bun păstor de grabă alergi către cei ce te roagă pe tine și pe toți te rogi lui Dumnezeu și stăpânului cântând Aleluia. Izbăvește-ne, Părinte, cu rugăciunile tale, ca pe Vasile acela. Auzi-ne, preacuvioase, cu auzul tău, precum ai auzit pe voievozii cei legați. Dă-ne mână de ajutor, Nicolae, precum ai dat celor ce fusese rânvăluiți în mare, ca să grinții acestea. Bucur-te, al doilea Moise, bucur-te, tablă duhovnicească, bucur-te, haina preoție, bucur-te că mai înainte arătătorul dreptății. Bucur-te, întunecătorul nedreptății, bucur-te de Dumnezeu încununat ierarhe, bucur-te, cel ce îngrădești gurile celor hulitori de Dumnezeu, bucur-te, lumină cea aprinsă cu văpaie, cu dumnezeiască văpaie, bucur-te că ai stins văpaia cea diavolească, bucur-te, aur de Dumnezeu lămurit, bucur-te că ai afundat pe Satana ca pe un plumb în adânc, bucur-te, mărgăritar mult luminos, bucur-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni. Tu ești păstorul cel bun, Nicolae, că pe turma ta o povățuiești către pășunea cea duhovnicească și din izvorul raiului o ada pe ea, pentru aceea împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aleluia. Pomal raiului fiind fericite, că ai stâlpări de rugăciuni neîncetate către Dumnezeu, dă-ne nouă sub umbra acelora, totdeauna umbrii ca să grăim ție. Bucur-te cel ce ai necat pe fiii diavolești, bucur-te părinte, bucur-te păzitorul învierii tale, bucur-te mitropolite, bucur-te că ai rușinat basmul ieresului lui Arie, bucur-te maica mulțimii popoarelui pământului, bucur-te rana mulțimii diavolilor, bucur-te părinte și învățătorule, bucur-te că pe dascălul ieresului l-ai rușinat. Bucur-te cel ce ai cinstit cărunțelele, bucur-te înfrumusețându-le cu înțelepciune duhovnicească, bucur-te cel ce ai rușinat cărunțelele lui Arie, cele urâte, bucur-te că prin tine ne-am învățat a ne închina Zidătorului Întreime, bucur-te Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni, înțelepciunea ta întru tot cinstită pe Arie, cel rătăcit, l-a rușinat și mintea ta a ridicat mulțimea zeilor, mântuiește și sufletele noastre cele rătăcite și ne învață a cânta cu tine lui Dumnezeu, Aleluia. Cu inima ne-am spăimântat, cu sufletul ne-am tulburat, cu limba nu pricepem ce să grăim fără numai acestea. Bucur de cel ce ești mai mare între preoți, bucur de cel ce ești dinainte stătător pe scaunul mirelor, bucur de împreună jertfitorile pe scaun cu apostolii, bucur de cel ce ești cu lumină înaltă, bucur de cel ce ai surpat înălțările gândurilor celor diavolești al lui Are cel bârfitor, bucur de rădăcina Dumnezeescului pom, bucur de că ai tăiat rădăcina iresului satanei, bucur-te, pomul cel sădit de înger, bucur-te, cel ce ai încuiat pe îngerul satan într-o adânc, bucur-te, liman, lina celor învăluiți, bucur-te, bun cărmuitor al corabiei cele duhovnicești, bucur-te că prin tine ne învrednicim de viața cea fără de sfârșit, bucur-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni. Prea minunate, Părinte Nicolae, are grâm către al tău sprijin, aducând ție această rugăciune ca să ne izbăvești prin rugăciunile tale, ierarhe prea rudate, și ne vrednicește veșnice împărății ca de împreună cu tine să cântăm cântarea lui Dumnezeu. Aleluia! O prea minunate, Părinte Nicolae, alergăm către al tău sprijin, aducând ție această rugăciune ca să ne izbăvești prin rugăciunile tale, ierarhe prea lăudate, și să ne vrednicești veșnice împărății ca de împreună cu tine să cântăm cântarea lui Dumnezeu. Aleluia! O prea minunate, Părinte Nicolae, alergăm către al tău sprijin, aducând ție această rugăciune ca să ne izbăvești prin rugăciunile tale, ierarhe prea rudate, și să ne înfrânicești veșnice împărății, ca de împreună cu tine să cântăm cântarea lui Dumnezeu, Aleluia. Arătată-te în vis împăratului cel cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea și pentru moartea voievozilor, acelora l-ai îngrozit pe el și de grabă ascultând din porunga ta, Nicolae, a poruncit ca să-i elibereze pe dânsii. Pentru aceea au fost cuprinși de bucurie și de frică. Iar eu cu dânsii zgresc ție, Sfinte Nicolae, bucur-te capul cel sfințit, bucur-te cel ce ai sfârmat capul cel diavolesc prin rugăciunile tale, bucur-te slujitorul împăratului tuturor, bucur-te ajutătorul celor credincioși, bucur-te întărirea ortodoxiei, bucur-te pierzătorul celor fără de lege, bucur-te cel ce ești însuflat cu suflarea Duhului Sfânt, bucur-te cel ce a pierdut vihor mulțimii zeilor, bucur-te cel ce ești împreună vorbitor cu îngerii, bucur-te izgonitorul demonilor, bucur-te glasul dumnezeștilor cuvinte, bucur-te cel ce a stopat gurile ereticilor, bucur-te Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni. Cel ce vezi mir de mult preț la toată lumea și mie dăruiește-mi ca să-ți aduc ție cântare, Părinte Nicolae, tu ca cel ce ai îndrăznire către Dumnezeu, slobozește-mă din toate necazurile ca să-ți cânt ție, bucur-te Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni. Mulțumim cu recunoștință, vă mulțumesc cu recunoștință că ați venit, vă mulțumesc și Sfântul Nicolae vă mulțumește. Dragii mei,
doar pot să vă mulțumesc și amintiți-vă că încă este ziua Sfântului Nicolae, toată ziua este ziua Sfântului Nicolae, cinstiți-l, onorați-l, dați-i de pomană în numele lui, sărbătoriți-l așa cum merită, beți, eu știu, un pahar cu apă, un pahar de suc, nu știu, mâncați ceva în cinstea lui și în numele lui, onorați-l. Mulțumiți-i și spuneți-i, așa cum am auzit ieri de două ori, te iubesc, Sfântul Nicolae, și îți mulțumesc cu recunoștință. Cei care sunteți aici, în Italia, veniți, vă rog, când veniți cu drag la Sfântul Nicolae și vedeți că se poate coborâ jos. Este ca și cum am trece pe sub el. Veniți și treceți de 9 ori, intrați, ieșiți, intrați, ieșiți, cu intenția să vă curățați, să vă vindecați, să vă eliberați. Este o formă de a ne curăța. Avem marea șansă, ca și la Mănăstirea Bistrița, unde este icoana făcătoare de minuni a Sfintei Ana, ca și la Mănăstirea Bistrița din Vâlcea, unde este Grigore de Capolitu, unde se poate trece pe dedesubt. Și aici, la Bari, se poate trece. Vă binecuvântez și dacă vă doriți, rugați-l pe Sfântul Nicolae să vă ajute să ajungeți aici. Doar spune, Sfântul Nicolae, eu nu știu dacă cu mintea mea de aici, limitată de realitatea în care trăim, eu nu știu ce planuri ai, dar tare mult mi-aș dori să vin la tine. Rugați-l și cu siguranță o să primiți cadou de a veni aici. Când? Nu știu. În funcție de ce vrea Dumnezeu. Vă binecuvântez și Doamne ajută, ne întâlnim diseară la ora 10 să citim rugăciunea. Ca de obicei, vă iubesc și vă mulțumesc.